PSD Timiș a decis să susțină candidatura din postura de independent a primarului Comunei Valcani, Dragoș Buicu, pe care îl consideră unul dintre cei mai performanți edili din județul Timiș. Ca urmare a deciziei acestuia, PSD Timiș va avea în Valcani doar listă pentru Consiliul Local. În 2020, edilul a candidat din partea PNL. Iată ce transmite Dragoș Buicu. Am susținut în toate mandatele mele că voi munci în interesul cetățenilor și pentru binele comunei, indiferent de partidul din partea căruia am candidat. Unii dintre dumneavoastră m-au acuzat de schimbarea doctrinei politice sau de traseism politic. Am făcut această schimbare pentru a ajuta la dezvoltarea comunei. Ultima mea alegere din anul 2020 a fost una neinspirată.